pregătiri frenetice pentru inaugurarea pasajului Domnești la 15 noiembrie. A început deja testarea iluminatului public, fiind montați peste 250 de stâlpi de electricitate. Primele imagini cu pasajul iluminat au fost postate de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, pe pagina sa de Facebook. De iluminatul pasajului Domnești se vor bucura mai întâi muncitorii care vor lucra și noaptea pentru ca drumul să fie dat în folosință la data stabilită. La pasajul Domnești, care va prelua traficul de pe prelungirea Ghencea, se află și primul în primul sens giratoriu suspendat care va fi deschis circulației pe șoseaua ocolitoare a Bucureștiului. Pasajul domnești este menit să fluidizeze traficul de pe prelungirea Ghencea, una dintre cele mai aglomerate artere rutiere din București. Din păcate, în condițiile în care lucrările de lărgire și modernizarea bulevardului prelungirea Ghencea merg cu viteza melcului, șoferii trebuie să se înarmeze cu răbdare mult timp de acum încolo.